ajuns în Cluj, am venit la BBM Christmas Party, ceea ce înseamnă că să fie foarte frumos, deci presim că o să fie super fain, pentru că eu sunt o mare, mare iubitoare de beculețe, chestii de Crăciun, atmosferă, tot ce ține de Crăciun. Așa că de-abia aștept să intru, am ajuns mai devreme pentru că ne-am luat o marjă de eroare. Evenimentul începe la 4 și acum aștept frumușel în mașină pentru că am găsit parcare și după o să intru înăuntru. Și mi-am luat cu mine niște cizme lungi, negre de la CCC cu toc, însă la eveniment o să ne schimbăm un papucii de casă. Mi-am cumpărat unii foarte, foarte drăguți din Pepco. Dacă nu vă mișc prea tare, am să vă și arăt. Sunt aceștia. Cred că sunt cu un ren ceva acolo, dar sunt albi și sunt tare simpatici. Am vrut ceva pe roșu, dar că nu am găsit mărimea mea și nici nu am găsit ceva ce să-mi placă pe roșu. Așa că o să ne schimbăm. Și de-abia aștept și să văd ce vă face, pentru că fetele ne-au dat așa un mic hint și ne-au pus să ne aducem un ambalaj de la un produs folosit și nu știam exact la ce se referă și mi-am luat o mascara deja folosită, un parfum terminat și mi-am luat și o cutie de la vopseaua de păr, să fie așa dimensiuni micuțe, să le car ușor, dar am luat trei chestii pentru că nu știu exact ce vom face. Însă de abia aștept să mergem. Mi-am luat și ruj roșu, am bluză neagră pe mine și am pe mine niște pantaloni în carouri cu roșu, pentru că acesta a fost dress code-ul, să purtăm ceva cu roșu. Așa că de abia aștept să intrăm și să vedem ce vom face. Și evenimentul, am și mâncat câte ceva, am și băut prosecco, știți că mi-e place foarte mult șampania. Și acum am socializat, am făcut poze, ne-am dulcit și cu câteva dulciuri. Și acum am pus un brad în mijlocul camerei, uite cam așa, dacă vedeți voi acolo. Și pe jos sunt foarte multe cutiuțe, sunt cutiuțele de care vă spuneam eu că ne-au comunicat fetele să le aducem. Și efectiv acum ne-a putut să podobim, să luăm cutiuțele acelea și să le punem în braț, să podobim bradul cu ele. Doamne, și ideea e super faină, de-abia aștept să văd cum iese.
plecat de la eveniment și m-am fofolit așa foarte tare că afară e frig față de cum era înăuntru. Și ne-am oprit pe la Târgu de Crăciun pentru că n-am fost niciodată aici în Cluj la Târgu de Crăciun. Așa că o să dăm o tură, o să vedem cum e și pe urmă pornim spre casă. Hello, aseară am capitulat, deci atât de obosit am fost încât efectiv nu am putut să mai stau să mai filmez altceva și știu că bate puțin lumina aiurea, însă în momentul de față mă grăbesc puțin pentru că trebuie să plec să-mi rezolv treburile de astăzi, dar voiam să fac încheierea acestui vlog. Voiam să vă spun câteva lucruri despre această întâlnire pentru că aseară încă că m-a luat somnul. Am postat și pe stories câteva chestii la momentul respectiv, tot ce am filmat în acest vlog, mini-vlog, cum vreți voi să-i spuneți, mi-a făcut plăcere să filmez și chiar mi-a plăcut, dar am încercat totuși să las și camera și telefonul deoparte să mă bucur efectiv de moment, ceea ce a fost excepțional pentru că mie îmi plac toate lucrurile care țin de Crăciun și țin în cont că și cei de la BBM fac un Christmas party, a fost ce mi-a trebuit mie, a fost pe sufletelul meu și a fost așa ca o relaxare pentru mine pentru că am avut o perioadă destul de agitată și încărcate cu diverse și această petrecere a fost ca o pauză pentru mine, o pauză de relaxare în care am putut să mă bucur de chestiile care îmi plac și în același timp să petrec și timpul cu persoane pe care le admir. Am să vă arăt imediat și cu ce produse am venit acasă, dar mai întâi de toate voiam să revin legat de acel brăduț împodobit de noi. Mi s-a părut o idee super, super faină și interesantă să punem noi cutiuțele pe care le-am adus de acasă, să le punem ață și să decorăm bradul cu ele. Brăduțul a fost trimis tot așa de către un sponsor, obradfrumos.ro este site-ul și da, ne-a trimis produsul iar noi l-am împodobit. Iar aici ca o mică paranteză, nu știu voi cât de interesate sunteți de subiect, însă eu, când vine vorba de Crăciun, sunt foarte atentă cu alegerea bradului de Crăciun. În ultimii ani doar brad artificial am avut și nu știu dacă ați văzut voi, dar de obicei unele arată prea, nu știu, unii brazi arată mult, mult, mult prea artificial, nu au crenguțe sau sunt foarte hidoși așa. Dar acesta a fost atât de frumos, coroana era atât de frumoasă, crenguțele bogate și, nu știu, a fost așa de frumos și după ce l-am împodobit și prins și instalația în el, stăteam așa și mă uitam la el și am intrat într-o transă de melancolie. Doamne, se vede că sunt obosită. Pe lângă asta am avut dulciurele de la Iris Dulce, am avut mâncărică de la Marti, a fost totul frumos, am servit Prosecco, am băut foarte, foarte multă apă pentru că la un moment dat ne apucasem să dansăm și să facem karaoke și mă încălzisem și mereu beam câte un pic de apă, dar evenimentul per total a fost minunat. Acum, haideți să vă arăt cu ce m-am întors acasă așa rapid. Bun, deci acestea sunt lucrușoare pe care le-am primit și am să vi le arăt așa puțin pe rapid. Avem aici o punguță de la Makeup Shop și este pentru prima dată când ei au colaborat cu BBM Cluj și m-am bucurat atât, atât de tare când am văzut că vom avea ceva de la ei pentru că eu comand și am comandat de pe acest site încă din gimnaziu când am început eu să mă machiez. Iar aici în punguliță, după cum se vede aici, este transparentă punguța și se poate vedea așa puțin. Avem mai multe produse. Avem un fond de ten de la Sleek, este variantă micuță de 5 ml și sper eu că o să mi se potrivească nuanța, este 02 cred. O să-l testez și o să văd. Apoi avem aici este
o mascară, dacă nu mă înșel, de la Boys & Berries. Din câte am înțeles, acesta este nou apărut și eu nu am apucat să-l testez sau să mi-l cumpăr sau lucruri de genul, pentru că am o mulțime de rimeluri desfăcute acum și încerc să le termin, dar cu siguranță o să-l țin și o să-l testez după ce mai termin din celelalte. Apoi, ce mai avem aici este All Day Metals, este un liquid lipstick, tot de la Boys & Berries, și nuanța este Follow Me. Interesant. Este un nude. Nice. Un nude cu Sidef. Sidef. De fapt este un roșu metalic, dar sună interesant, așa că de-abia aștept să văd cum este pe buzele mele. Apoi avem aici niște mostre de la BB Cream. De la două, cred eu, da. Sunt de la Leo Ellie și două sunt de la Triple The Solution, iar unul este de la Dolly și Build Vita. Deci, de-abia aștept să le încerc, pentru că am auzit foarte, foarte multe, mai ales despre Triple The Solution. Oh, și acesta este Beyond The Solution. Da? De obicei eu nu folosesc BB Cream-uri, CC Cream-uri, pentru că nu-mi place cum se așează pe tenul meu, însă le voi încerca pe acestea și voi vedea cum vor fi. Iar aici... aici avem o chestie super, super faină și încerc eu să o deschid sau să o scot direct ca să nu mai pierd timpul. Upsi, nu iese. Mai încerc după asta, dar... nici așa, trebuie de scopat. Ok, aici știu că este o paletică de la Sleek. Este ambalată foarte frumos și sigilată. Este cam așa. Este... uite că nu-mi dau seama acum care variantă este, însă culorile sunt cam așa, nu am înțeles, sper să nu vorbesc cu oglinda. Nuanțele sunt tare, tare frumoase și, ca să fiu sinceră cu voi, primele mele palete de farduri pentru pleoape au fost de la Sleek. Încă am o paletă, o Naturel, pentru că sunt farduri mai naturale și țin cont că l-am la început, dar aceasta văd că are multe nuanțe de roz, ceea ce mă încântă super, super maxim, și țin cont că jumătate din palețică, cam așa, cu aproximație, are farduri mate, iar cealaltă jumătate farduri sidefate, mi se pare super, super nice. Și bineînțeles are acest aplicator cu burețel pe care eu nu o să-l folosesc pentru că nu-mi place genul acesta de aplicator, însă eu am să-mi folosesc pensulele mele și am să testez toată treaba asta de aici. Am să las deoparte rapid astea și văd că aici în punguță mai este un cartonaș. Oh, este cartea de vizită, dar eu deja cunosc brandul, cunosc site-ul și e ok. Acum haideți să trec la această punguță de la Sole și înainte de a începe vreau să remarcați faptul că am împodobit această punguță foarte simpatic, pe lângă faptul că ei au această punguță galbenă cu numele lor. Am mai pus aici și o fundiță care este tot așa inscripționată și haide și focuse-o înapoi, așa. Este inscripționată, ceea ce mi se pare super nice și ținând cont că a fost un Christmas party, ne-au pus aici un globuleț, o decorațiune de Crăciun. La fel, Sole Happy Days. Mi se pare super, super faină asta și cu siguranță o să o pun în brad. Iar acum, haideți... oh, uite, pot scoate așa fără să desfac. Aici sunt mai multe produse, după cum puteți vedea. Și am să încep cu acest produs, care este un Hair and Body Mist. Nu sună cunoscută firma aceasta, Daft & Doft sau ceva de genul, are 100 de mililitri și rămâne decât să-l testez pentru că n-am auzit de brand până acum. Apoi ne-au pus aici acest accesoriu pentru telefon. Mi se pare super drăguț și super simpatic, mai ales că la fel este inscripționat, însă eu nu am folosit așa ceva pentru telefon până acum, pentru că nu mi se pare cine știe ce acest accesoriu, dar cine știe, poate la un moment dat mi se face chef să folosesc și eu un astfel de accesoriu. Mai apoi, ce mai avem aici? Avem două măști. Una pentru hidratare și una pentru calmare. Dar nu înțeleg eu dacă este pentru ochi sau pentru față, ținând cont de desene.
Dar, uite, este pentru față, da. La aceste măști, ținând cont că sunt coreene, cred eu, după limba lor, o să trebuiască să mă interesez să citesc mai multe despre ele ca să văd ce și cum, însă ținând cont că au semnele astea ale lor și scrie și în limba lor pe spate, mă gândesc eu că este ceva de pe acolo, pentru că cei de la Sole au foarte multe produse coreene pe site. Ok, următoarea cutiuță este cam așa. Și aici sunt niște produse de la Yada, sunt niște produse vegane și cred eu că sunt niște măști, da. Sunt mai multe măști în această cutie, la fel am să revin probabil pe story sau într-un video, vom vedea după ce aflu mai multe detalii despre ele și după ce am să le folosesc. Oh, uite, avem aici și un bilețel, avem un mesaj. Un mesaj drăguț și cu multe informații despre produse, ceea ce este bine, pentru că așa o să aflu și eu despre astea, ce e cu ele. Ținând cont că n-am mai auzit de ele până acum. Apoi, ce mai avem aici? Oh, acesta este mesajul personalizat. Merry everything and happy always. With love, Sole Team. Ce drăguț. Iar aici este site-ul lor, dacă se poate vedea, soleshop.ro. Îmi plac genul acesta de cartonașe când le primesc în punguțe sau în pachete de PR. Ok, ce mai avem aici? Mai avem... Acestea, da, mi-aduc aminte că le-am văzut de aseară când m-am uitat repede în punguță. Și sunt practic niște paduri, niște cotonete îmbibate în toner. Și scrie aici că sunt hidratante. Sună tare interesant, am văzut că Gavi, una dintre organizatoarele BBM, l-a și folosit unul dintre aceste pliculețe și a avut o părere bună, astfel încât sunt tare curioasă să le încerc și eu, să văd cum sunt și ce pot face. Ok, am să le las și pe astea deoparte și mai avem aici câteva pliculețe. Și sunt patch-uri din acelea pentru nas, pentru punctele negre, nose strip. Din acestea chiar mi-am dorit, să știți. Am vrut să le încerc și niciodată nu mi-am cumpărat pentru că nu știam dacă o să-și facă treaba sau nu, dar uite că acum cei de la Sole mi-au oferit această șansă. Iar ultimul produs este unul foarte micuț și drăguț și simpatic. Este aceeași firmă cu l-am pus undeva pe aici. Acel mist de la Daft & Doft, iar aceasta este o cremă de mâini și ținând cont că este într-o cantitate atât de micuță, poate găsesc eu rapid să vă zic, dar nu văd cantitatea acum, însă este foarte micuță și asta înseamnă că o să meargă direct în geanta mea. Și cam atât cu cei de la Sole, însă eu am adăugat aici în punguță înainte să plec și această brățărică, care este de la Kinga, ea este mereu alături de noi și mi se pare super, super drăguță pentru că este așa cu un fulg de nea, sper să că se pune focusul și că puteți vedea pentru că bate și lumina, dar da, este foarte, foarte simpatică și cu siguranță am să o port. Am să las acum deoparte și această punguță și o să iau rapid aceste produse ca să pot să am eu loc aici pentru următoarele care sunt de la Farmec. Cei de la Farmec sunt alături de BBM încă de la început, iar ei aici ne-au pus două produse, unul de la Gerovital, de fapt amândouă sunt de la Gerovital și avem cam așa un șampon de detoxifiant cu cărbune și un spray emolient reparator. Sună tare interesant, eu produse pentru păr nu am mai folosit de la Gerovital, ceea ce înseamnă că acum am ocazia. Trebuie să mă interesez puțin despre acest șampon pentru că fiind cu cărbune este un șampon negru și eu țin cont că sunt blondă, nu vreau să-mi afecteze nuanța părului, însă vom vedea, am să citesc și despre ele ceva mai multe informații și în cazul în care pot să-l folosesc am să revin pe stories mai multe detalii despre el, dacă nu va merge direct la mama mea pentru că ea este brunetă. Așa. Apoi, ținând cont că am avut la eveniment dulciuri și mâncărică, cei de la Friandise, nu știu exact dacă se citește așa, însă este o echipă care face dulciuri
și ne-au dat și la pachet 2000 macarons, ceea ce mi s-a părut super, super interesant. Ați văzut și pe vlog ce am avut acolo mâncărică și dulciuri. Iar ultima punguță este Ivroșai, care la fel este alături de Bebe Meclul de foarte, foarte multă vreme. Și avem aici mai multe produse și am să încep cu chestia care îmi place mie cel mai mult. Și este acest set. Haide și cu un focus. Dacă vrea să e, altă treabă. Este un set tare, tare simpatic cu 4 produse mini. Iar aici avem o cremă de mâini. Aici avem un gel de duș. Aici avem, cred că este un... este un strugurel? Nu-mi dau seama acum, dar voi vedea când voi desface pachetele. Iar aici este o cremă de corp. Deci chestia asta mi se pare super, super tare. Este împachetată deja pentru cadou. Este numai bună pentru perioada sărbătorilor. Foarte frumoasă. Știu că are și cu ambalaj roșu. Cei de la Yves Rocher au și cu ambalaj roșu acest set. Și mi se pare super, super interesant și eu am să-l pun sub brad perioada aceasta și am să desfac produsele să le văd doar după Crăciun, pentru că îmi place mult, mult prea mult. Apoi, avem aici un săpunel de mâini, săpun lichid și m-am bucurat atât de tare când am văzut că am primit un astfel de produs, pentru că eu săpunul de mâini îl folosesc extrem, extrem de mult și nu am mai încercat niciunul de la Yves Rocher până acum. Ok, și ultimul produs este acesta, care este un ulei de duș. La fel, eu n-am mai încercat uleiul de duș pentru că am eu așa o reticență asupra produselor cu ulei. Dar ținând cont că este pentru duș, cu siguranță nu o să-mi lase pielea uleioasă sau ceva să fie grasă după sau chestii de genul, așa că îl voi încerca în duș și sper să-mi lase pielea hidratată și să nu fie grasă. Ok, și mai am o chestiuță dulce să vă arăt, care este de la aceeași echipă care a făcut aceste macarons. Sunt niște pachetele de genul acesta, fiecare fată a primit, în care în interior este o turtă dulce. Eu mi-am ales turtă dulce în formă de brăduț, dar am mai fost și în formă de stea și nu mai știu exact altceva, dacă a mai fost și altă formă, pentru că eu am... mi-am luat de pe tăviță turta dulce printre ultimele fete, deci în cazul în care au fost și alte forme, au fost înaintea mea, dar cred că a fost și ceva în formă de omuleț, renumită turta dulce în formă de omuleț. Deci da, mi se pare foarte interesant că ne-au dat acasă câteva dulciurele și nu au pus doar acolo mâncărică. Ok, deci încheiem aici vlogul, sper că v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați impresiile voastre în comentarii, pentru că sunt nerăbdătoare să le citesc. Vreau să spuneți cum vi se pare vouă toată această idee de întâlnire cu vloggeri și bloggeri din exterior sau cu sponsor sau cu diferite persoane care fac content în online, pentru că mie mi se pare super, super faină. Mie îmi place să cunosc oameni noi și chestia asta mi se pare super faină, pentru că poți să socializezi și să cunoști persoane noi și prin asta ne-am format acolo o a doua familie și chestia asta îmi place foarte mult. Așa că vreau să știu, să-mi lăsați și voi în comentarii dacă vă place ideea asta, ca să știu dacă mai filmez vloguri pentru voi de la BBM sau pe unde mai merg eu la astfel de evenimente. Eu vă las, mulțumesc mult, 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 mult de tot pentru vizionare și v-am pupat! Ne vedem miercuri, pa, pa!